Sute de credincioși au luat parte la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, săvârșită sâmbătă, 23 aprilie, la Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Botoșani, cu ocazia sărbătoririi Hramului Lăcașului de Cult. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de un sobor de preoți și diaconi. Să vedem biruința Sfântului Lazar și a Sfântului Gheorghe, asupra păcatului și a necredinței și să ne însușim această biruință. Să ne dăruiască Dumnezeu să ne impropriem starea de biruitori asupra necredinței sau asupra indiferenței în credință. Să fim biruitori în războiul dus împotriva noastră, adică asupra familiei, și asupra neamului, pentru că numai așa vom prinde rădăcină, vom trăi adevărat, frumos, adânc în această viață și vom dobândi și în părăția cerurilor, încât toate le vom dobândi și aici pe pământ și în veșnicie, dacă ne înscriem în aceeași traiectorie descifrată de Domnul Hristos, drum bătătorit de Sfinții Bisericii, de voievozii țării, de preoții și ierarhii bisericii, de bunii noștri credincioși de altă dată, dar și de bunii noștri creștini din această lume și din această vreme, că sunt mulți cu slava lui Dumnezeu și dintre aceștia mulți cu certitudine se găsesc și în această ogradă binecuvântată. Pe parcursul întregii slujbe, credincioșii botoșăneni s-au putut închina la moaștele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și ale Sfântului Mare Mucenic Mina, aduse de la Biserica Sfântul Spiridon din Botoșani. Acestea vor rămâne așezate spre închinare în Biserica Sfântul Gheorghe până în vinerea patimilor. Sfântul Gheorghe este și ocrotitorul municipiului Botoșani, însă autoritățile locale au hotărât ca evenimentele dedicate acestei ocazii să fie amânate pentru luna mai, având în vedere că anul acesta, 23 aprilie, a căzut în postul mare.